La acțiune a participat polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai Serviciului Rutier cu sprijinul unor specialiști din cadrul Registrului Autoromân și a Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș. Au fost verificate 80 de autovehicule, 10 operatori economici care desfășoară activități de transport persoane în regim de taxi, precum și doi operatori economici care efectuează reparații la autovehicule. Dintre aceștia, din urmă, unul a fost sancționat contravențional cu 4.000 de lei, iar alte 8 au fost aplicate pentru nerespectarea legii privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. De asemenea, polițiștii serviciului rutier, cei din Borșa și cei de la secția 6 Sarasău, au aplicat 40 de sancțiuni la regimul circulației rutiere în valoare totală de aproape 40.000 de lei. Au fost reținute 6 permise de conducere și au fost ridicate 4 certificate de înmatriculare.